Salut, prieteni! În acest video vă prezint prima parte a unui proiect realizat cu Arduino. Numele acestui proiect este Mașină care evită obstacolele. Am achiziționat acest kit care conține următoarele componente. Avem două roți, două motoare cu reductor. Această roată cu rotire în toate direcțiile. O cutie pentru 4 baterii. Acest șasiu. Aici în această pungă avem două discuri encoder și un buton pentru pornire-oprire. Iar în ultima punguță sunt șuruburile pentru fixare a componentelor. Acum trec la asamblarea mașinuței. Prima dată fixez cele două motoare cu reductor. După ce am fixat cele două motoare, trec la fixarea roților. Acestea se fixează pe motor printr-o împingere ușoară și nu trebuie forțat pentru a nu distruge ceva. Urmează să fixez și această rotiță pe șasiu.
Acum voi fixa și cutia pentru baterii. Fixez și acest buton pentru pornire-oprire. În această pungă am un servomotor cu rotirea la 180 de grade, vedeți? O plăcuță numită Motor Driver L293D pentru controlul motoarelor. Acest senzor ultrasonic. Aici este plăcuța Arduino Uno și câțiva pini. Așa arată această plăcuță Arduino Uno și acești pini. Mai conține aceste șuruburi pentru fixare, acești conductori cu cleme la ambele capete și cablul pentru a conecta placa Arduino la un laptop. Montez pe șasiu servomotorul. Acum fixez și senzorul ultrasonic. Îl voi prinde aici, pe acest suport al servomotorului.
Fixez și placa Arduino Uno pe șasiu. Plăcuța pentru comanda motoarelor o fixez deasupra, peste placa Arduino. Trebuie fixată cu atenție pentru a nu distruge ceva pe placă. În acest moment este gata prima parte a proiectului. Avem toate componentele mașinuței fixate. Urmează să fac și partea a doua a proiectului, în care vă voi prezenta conexiunile dintre placa Arduino, motoare, servomotor, întrerupător și baterii. Dă un like dacă ți-a plăcut și apasă iconița de subscribe dacă ești pentru prima dată pe acest canal. Mulțumesc pentru atenție și ne reauzim la următorul video.